utilizat WordPress-ul pentru ce spunea Olivian, pentru am utilizat strict ca platformă și nu neapărat pentru ce înseamnă un blog, anume posturi și comentarii. Aici sunt, de fapt, pagini cu prezentarea anumitor tipuri de plante, de la speca pentru frunze, nici mai țin minte, a zis destul de mult, la leurdă, în fine. Ce putem studia la acest blog? Unul reprezintă... Hai să ies din full screen. Titlul paginilor. Observați că check.info/mangoldu-speca pentru frunze. Anume am preluat titlul articolului respectiv. Da, revenim de la prima pagină. Titlul pe care spuneam, la care mă spuneam mai devreme pe link-uri. Titlul obișnuit este link permanent și titlul mesajului. E bine, am schimbat link permanent cu plantă medicinală, două puncte, și titlul plantei pe care o prezint, iar pentru a mă ajuta la optimizare. În cadrul fiecărui mesaj am folosit H1 pentru titlu și H2, H3 pentru subtitluri. Cred că am folosit H2 pentru subtitluri, iar în dreapta am folosit H3 pentru afecțiunile medicinale pe care pentru care am prezentat diverse plante. Iar observați că sidebar-ul este destul de modificat. În loc de blog roll, arhivă și toate cele, apare prezentarea plantelor după litere, cum am realizat prezentarea plantelor după litere, acțiunile plantelor și cel pentru diverse afecțiuni. Cum am realizat asta? Am setat categorii pentru fiecare dintre cele trei elemente. Dacă un ceai se numește mangoldul, l-am adăugat la categoria litera M. Și aici se găsește litera M, unde ceai medicinal pentru criteriul M este mangoldul. Dacă ceaiul avea acțiune analgezică, am adăugat în categoria analgezic, iar când dau click, și iar am modificat ce nu am discutat mai devreme, este foarte recomandat să utilizați categorii relevante pentru conținutul respectiv. De exemplu, aici am setat categoria homeopatie, iar la afecțiuni este categoria... Am rămas tot la homeopatie, dar iar titlul secțiunii este afecțiuni renale. Iar ăsta, titlul mare, are un H1 în spate și fiecare rezultat al căutării este listat cu H2 titlul acestuia. Ca rezultate până prezent, nu m-am ocupat de el decât optimizarea pe care am făcut-o inițial. Pentru toate plantele pe care le-am prezentat până acum, sunt vreo 15 plante, cred. În fine, nu sunt foarte cunoscute, nu e mușețel, de exemplu, pentru care probabil că e mult mai mare competiția. Pentru toate aceste plante se poziționează pe primul loc sau pe primele 1-3 poziții. De exemplu, pentru călin, noi dacă dăm căutare, va fi prima poziție. Scopul este ca în 6 luni să ajung în prima poziție pentru cuvântul ceai, evident. Dar pentru asta va trebui atât să mă ocup de link-uri spre alte site-uri, dar și din spre alte site-uri tematice spre site-ul meu, cât și de dezvoltarea și actualizarea periodică a blogului. Practic aici am scris vreo 10 mesaje în urmă cu vreo 4 luni și de atunci nu m-am mai ocupat. Dar iar sunt elemente pe care le-am amintit în prezentarea mea. Titlurile, sitemap-ul, care nu poate fi văzut în fine, dar este setat pentru Google, și titluri optimizate pentru, cuvinte optimizate pentru categorii și pentru taguri. Și title-ul pentru fiecare categorie. Un alt blog și cu asta închei. Acesta îl actualizez ceva mai des și are o temă preluată, o temă gratuită, preluată acum cu ceva vreme. Ce este interesant la asta e că imediat ce scriu, după vreo 10 minute, apare și în Google
mesajul respectiv destul de bine poziționat pentru titlul său. Exemplu, dacă spun Micuțul Prinț și Micul Prinț și Regele, probabil că se va regăsi în prima pagină în Google. Iar o facilitate, una dintre cele mai interesante facilități ale WordPress este că dacă actualizați periodic blogul vostru, după vreo 2-3 luni, rezultatele vor apărea în Google cam la 5 minute după ce scrieți ceva. Și iar asta vă ajută foarte mult în optimizare și vă dă și anumită putere în blogosferă. Dacă vreți să scrieți rău de vreo firmă, vreo companie, puteți să vă folosiți de asta. Dar n-am înțeles asta. Ce înseamnă să apare în Google după 5 minute după ce scrii? Adică după ce actualizezi site-ul apare? Da. Păi asta înseamnă că Google ne actualizează mie site-ul atât de des, asta nu înțeleg. Da. Google, în fine, în momentul în care scrii o dată la o lună și robotul Google îți va vizita site-ul o dată la o lună sau o dată la două săptămâni. Dar dacă vede că scrii zilnic, îți va vizita site-ul de mai multe ori pe zi. Sau chiar la fiecare 10 minute va fi prezent botul Google pe site-ul tău. Și în momentul în care scrii un articol, în 5-10 minute îți apare în rezultat. Dai căutare după titlul articolului pe care l-ai scris și îți apare în rezultatele Google. Adică să înțeleg că e bine să ne modificăm site-ul des pentru ca să... Să-l modificăm, să-l actualizăm. Adică să nu se modifică. Da. Bine, dacă nu am nimic de actualizat și totuși aș vrea să îmi mențin această stare caldă, ca atunci când îl schimb cu adevărat să ne apară în 5 minute, înseamnă că trebuie să fac ceva. Da, în principiu actualizarea se referă la adăugarea de mesaje noi. Pentru că dacă modifici un post, într-adevăr e posibil să-ți apară, dar nu ți-ar va apărea la fel de repede și oricum nu va fi la fel de vizibil ca un mesaj nou. Dacă poți să adaug, WordPress are o funcție de ping. Adică atunci când scrii un mesaj, el notifică cumva alte site-uri că ai scris un mesaj. Înțelegi? Deci Google poate afla inclusiv pe calea aceasta. Se poate da ping la Google Blogs. Deci îl dă ping. Numai la Google Blogs. Să nu încercați să dați ping la Google Blogs. Anunță serverul respectiv. Hello, vezi că am scris... Nu, principiu. Nu mă interesează de principiu. Cum fac treaba asta? Cred că se face default, dar oricum SEO All in One are această opțiune pentru toate mesajele pe care le scrii, va pingui. De fapt, nu, pentru by default WordPress-ul pinguiește Google, dar acest plugin în plus față de ping are un ping și pentru sitemap-ul actualizat. Dar partea asta e interesantă, zicem că n-am WordPress, cum aș putea să fac eu programatic acest lucru? Există un protocol, ceva anume, un standard? Pingul care se duce de la WordPress este rpc.pingomatic.com, ceva de genul ăsta. E când îți instalezi WordPress, îți arată exact link-ul. Cred că dacă te... La WordPress află către ce site face ping. Este un cod. Și apropo de actualizarea blogului, în momentul în care se spune că pleci în concediu pentru o lună și în mod obișnuit îți actualizezi blogul zilnic, dar la final, în luna asta, nu mai ai posibilitatea să-l actualizezi. WordPress-ul are o opțiune prin care puteți scrie mesaje și puteți seta o dată la care acesta să apară pe blogul vostru. De exemplu, scriu un mesaj, dar acesta o să apară pe 28 decembrie. O opțiune utilă în momentul în care nu sunteți la calculator. Ce implică? Ai terminat prezentarea? Da. Ai terminat? Da.